Un bărbat a vrut să-și etaleze talentele culinare, însă totul a fost dat peste cap când, în loc să pârlească găina, a pârlit o mașină, dându-i accidental foc. Conform mesajul.ro, un bărbat din județul Suceava a dat foc unei mașini în timp ce pârlea o găină în propriul apartament. Bărbatul s-a ars cu spray-ul cu gaz pe care îl folosea în bucătărie și, în disperare de cauză, l-a aruncat pe geam direct sub o mașină care a luat foc, scrie Obiectiv de Suceava, citat de Libertatea.ro. Polițiștii deplasați de urgență la fața locului au stabilit că un bărbat pârlea o găină cu un spray sub presiune cu gaz, prevăzut cu un dispozitiv pentru flambare, în bucătăria unui apartament. La un moment dat, flacăra spray-ului s-a extins la întreg dispozitivul, provocându-i arsuri la mâini, motiv pentru care l-a aruncat pe fereastra de la bucătărie, în parcarea dintre blocuri. Spray-ul s-a rostogolit, ajungând sub un autoturism, a explicat comunicatul IPJ Suceava. Flacăra dispozitivului a provocat distrugeri în partea din față a autoturismului, topindu-se bara din plastic, instalația electrică, precum și alte componente din zona motorului. Incendiul a fost lichidat de către proprietarul autoturismului până la sosirea pompierilor la fața locului, relatează mesajul.ro.